Iată titlurile acestei ediții. 3 tineri s-au înnecat la Scăldat, 2 tineri s-au înnecat în lacurile din Chișinău, iar un bărbat în râul Nistru. Scara unui bloc de locuit cu 9 etaje s-a prăbușit la Otaci. Blocul a căzut sub ochii îngroziți a 10 de locatari care au filmat cum acesta se face praf. Aproape 50 de persoane evacuate. Deflagrație într-un apartament din Chișinău. 3 tineri, inclusiv o minoră, au ajuns la spital după ce o grenadă a explodat în bucătăria apartamentului pe care îl închiriau. Un minor în vârstă de 16 ani din Orhiș ar putea petrece următorii 5 ani în spatele gratiilor, suspectat că a furat 2 mașini. Ce l-a făcut pe băiat să fure mașinile, aflați în ediție. Doi tineri s-au înnecat după ce s-au dus la Scăldat în lacurile din Chișinău, iar un bărbat s-a înnecat în râul Nistru. Tragediile s-au înregistrat în zilele de 18 și 19 iunie. Într-unul dintre cazuri, polițiștii au fost alertați în seara de 19 iunie, la ora 20 și 35 de minute, despre un înnec în lacul din parcul Valea Morilor. Oamenii legii au stabilit că victima este un bărbat în vârstă de 32 de ani. Acesta a mers la Scăldat cu un cunoscut și nu a mai ieșit din apă. Bărbatul a fost scos din lac de către salvamari. Medicii l-au resuscitat, dar victima nu a mai putut fi salvată. Un alt caz s-a întâmplat în aceeași seară, aproape de ora 21 în parcul la Izvor, când un tânăr de 21 de ani a mers să se scalde și nu a mai ieșit din apă. Victima era originară din raionul Șoldănești și a mers la lac împreună cu prietenii. Cadavrul tânărului a fost scos din apă de către salvamari. Iar în regiunea transnistreană, apele Nistrului au curmat viața unui bărbat în vârstă de 28 de ani. Tragedia a avut loc în seara zilei de 18 iunie, în jurul orei 17, pe o plajă din orașul Tiraspol. Martorii spun că au auzit o femeie și un bărbat cum strigau după ajutor. Salvatorii au intervenit, însă au reușit să o scoată la mal doar pe femeie. Bărbatul a murit înnecat. Trupul acestuia este căutat și acum de scafandrieri. Cei doi notau la o distanță de 50 de metri de la linia roșie. Imagini apocaliptice la Otaci. Un bloc de locuit cu 9 etaje s-a prăbușit în totalitate sub privirile locatarilor. Incidentul a avut loc în seara de 19 iunie, aproximativ la ora 21, pe strada Prieteniei din orașul Otaci, raionul Ocnița. 36 de apartamente dintr-un bloc s-au făcut praf în câteva secunde. Primele imagini de la fața locului au fost postate pe o rețea de socializare de către președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Din imagini se vede cum balcoanele de la toate cele 9 etaje cad unul peste altul, după care se desprinde și cel de-al treilea perete, cu balcoane cu tot. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu 3 ore înainte de incident, locatarii ar fi observat că pereții s-ar fi mișcat cu 5 cm și ar fi bătut alarma. La fața locului au venit pompierii care au evacuat din blocul avariat 46 de oameni, printre care 11 copii, evitând o tragedie. La moment deci se efectuează lucrări de pregătirea terenului pentru ca să aducem cu Macaraua și unități tehnice pentru a evacua, a încerca de evacua dărâmăturile. Dar acum deci evacuăm aceste garajuri, vom defrișa copaci și după ce facem aici platou, după ce pregătim platou, a să avem deci un tablou mai clar. Este evident faptul deci, că trecând o recunoaștere la casă dată și fiind în subsol, ei urmează a fi demolată. Deocamdată nu se știe cauza exactă a prăbușirii clădirii, însă preliminar ar fi vorba de construcția necalitativă care nu a rezistat la ploile din ultima perioadă. Cauza prealabilă încă nu o cunoaștem, deci urmează ca să expui specialiștii în construcție pe segmentul, dar evident, deci nu este explozie de gaz, deci nu este explozie de muniți. Asta deci o exclui din start. Ceva e vorba, este legat cu calitatea în construcție. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, prezent și el la fața locului, a declarat că urmează ca toate clădirile vechi din țară să fie verificate de specialiști pentru a evita alte astfel de nenorociri. O să trebuie să facem o inspecție la toate casele tipul ăsta, pentru că mai sunt și aici în Otaci sunt și în practic mai multe centri raionale. Și cu toate ploile astea care au fost în ultimele luni, cele care sunt calitatea proastă, ploile astea au dus la situația de incertitudine și instabilitate pentru mai multe. Acum locatarii care au rămas fără acoperișuri deasupra capului s-au adăpostit temporar la rude, iar în cel mai scurt timp va fi luată o hotărâre în privința locului de trai al victimelor. Circumstanțele celor întâmplate urmează să fie stabilite de specialiști.
Un bloc de locuit a fost zguduit după ce o grenadă a explodat în bucătăria unui apartament din centrul capitalei. În urma deflagrației, 4 tineri cu vârstele cuprinse între 17 și 23 de ani au avut de suferit, dintre care 3 au ajuns la spital cu leziuni grave. Totul s-a întâmplat în noaptea de 18 iunie în jurul orei 1, într-un apartament de pe bulevardul Constantin Negruții. Poliția a fost alertată de către locatarii din bloc după ce au auzit un zgomot puternic. La fața locului au sosit 4 echipaje de poliție, 3 ambulanțe, un echipaj de salvatori și un tehnic exploziv. În locuință, poliția a depistat inelul unei grenade din cauza căreia s-ar fi produs deflagrația. Imediat după explozie, 2 dintre tinere, dar și un băiat au fost duși la spital. Victimele s-au ales cu leziuni grave pe suprafața picioarelor. Potrivit medicilor, viața lor este în afara oricărui pericol, așa că victimele deja au fost externate. Preliminar, polițiștii au stabilit că în bucătăria tinerilor ar fi explodat o grenadă. Deocamdată nu este clar cum ar fi putut ajunge obiectul explozibil în casă. Pe cazul dat a fost pornit un proces penal pentru stabilirea circumstanțelor. Apartamentul în care a avut loc deflagrația era închiriat de cei 4 tineri, 2 fete și 2 băieți cu vârstele cuprinse între 17 și 23 de ani. La doar 16 ani s-a apucat de furat mașini. Un băiat din Orhei ar putea petrece următorii 5 ani în spatele gratiilor, suspectat că a furat 2 automobile. Minorul a fost reținut de ofițerii de investigații după ce proprietarii autoturismelor din satul Holboaca, Chișinău, au sesizat dispariția vehiculelor. Polițiștii au fost alertați în dimineața de 16 mai la ora 6:45 de minute. Oamenii legii au stabilit că proprietarul unui automobil și-a parcat mașina la poartă, iar celălalt bărbat a declarat că a parcat automobilul în ograda casei. Dimineața ambii au depistat lipsa acestora. În urma cercetărilor, polițiștii au găsit un automobil la o distanță de 700 de metri de locuința proprietarului, iar celălalt autoturism l-au găsit într-un lan de grâu din apropierea raionului Criuleni, accidentat. Minorul a fost localizat și escortat la inspectoratul de poliție pentru audieri. Audiat, acesta și-ar fi recunoscut vina și a mai spus că a furat mașinile pentru a se plimba. Pentru ce ai fost adus la poliție? Am stat 2 mașini. De unde? Din satul Opel și Volkswagen. După asta ce ai făcut automobilele toate? Cu Volkswagen l-am lăsat să termină benzina, dar Opelul l-am dus la Cimișoni și l-am răspunat. Vina o recunoaște? Da. Minorul este cercetat penal în libertate pentru răpire de vehicul. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 5 ani de pușcărie. Poliția menționează că acesta nu este la prima abatere. Anterior ar mai fi fost judecat pentru infracțiuni similare. Aduceau narcotice din Maroc și le vendeau consumatorilor din Chișinău. 4 bărbați cu vârstele cuprinse între 21 și 45 de ani au fost reținuți de polițiști, suspectați de producere contrabandă și trafic de marihuana și hașiș. Pentru a afla unde suspecții depozitează drogurile, forțele de ordine au cumpărat narcotice de la aceștia. Prin urmare, 2 dintre ei au fost reținuți în data de 5 iunie, chiar în timp ce vindeau droguri. Ulterior au fost reținuți și ceilalți 2, printre care și liderul grupării. Oamenii legii au descins și în depozitele de droguri ale suspecților, de unde au ridicat peste 2000 de pachete cu marihuana, doze pregătite pentru a fi vândute cu 150 sau 200 de lei fiecare plic. Totodată au fost găsite 12 brichete de hașiș cu logotipul specific aplicat în Maroc, dar și peste 50.000 de lei proveniți din vinderea narcoticelor. În total au fost depistate 3 kg de marihuana și aproape 1 kg și jumătate de hașiș în valoare de peste 800.000 de lei. Acum, cei 4 suspecți sunt cercetați penal pentru producerea și traficul de droguri, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 15 ani privațiune de libertate. A sustras un cărucior chiar din scara blocului și s-a făcut nevăzut. Este vorba de un individ în vârstă de 47 de ani care a ajuns pe mâna poliției suspectat de furt. Incidentul ar fi avut loc în dimineața de 27 mai într-un bloc de locuit de pe strada Ismail din sectorul Râșcani. Imediat cum au observat dispariția bunului, proprietarii au chemat poliția. Printre primele acțiuni care s-au întreprins a fost ridicarea înregistrării video surprinse de către camerele de supraveghere instalate în apropiere. Din imagini se vede cum suspectul părăsește parcarea casei conducând căruciorul. Acesta se îndreaptă într-o direcție necunoscută și dispare. În rezultatul investigațiilor și a măsurilor întreprinse, polițiștii au identificat și reținut suspectul. Condus la inspectorat, acesta și-ar fi recunoscut vina și a povestit în detalii cum a furat căruciorul în valoare de 6.000 de lei. Acesta le-a spus polițiștilor că ar fi intrat în scara blocului unde a observat căruciorul care se afla la ușa unui apartament de unde l-a și furat. Totodată, în cadrul audierilor, bărbatul a povestit încotro se îndrepta cu atâta grabă. Кому продал? Продал я на базаре. На оптовом рынке. Кому? Женщине. Вину признаешь? Да, признаю. Menționăm că polițiștii au reușit să găsească căruciorul și l-au întors familiei, iar suspectul riscă acum amendă de până la 67.000 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar pușcărie de până la 4 ani.
Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Un lan plin cu fire de cânepă a fost descoperit de către polițiștii de frontieră lângă satul Holoșnița, raionul Soroca. Incidentul a fost semnalat în după amiaza de 19 iunie, după ce polițiștii au verificat mai multe terenuri și persoanele implicate în creșterea ilicită a plantelor și substanțelor interzise pe teritoriul Republicii Moldova. În apropiere de satul Holoșnița, la o distanță de aproximativ 800 de metri de la linie de frontieră, a fost depistată o parcelă în care erau peste 1200 de fire de cânepă cu o înălțime de 170 de centimetri. Grupul mix de investigații ASMOS Plantația, prelevând probe pentru efectuarea expertizei. Cazul este documentat până la elucidarea tuturor circumstanțelor. Totodată urmează să fie identificată persoana care le-a plantat. Toate plantele vor fi nimicite. Oboseala ar fi cauza principală a tragediilor de pe șoselele din țară. Potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, de la începutul anului, din cauza oboselii șoferilor în țară s-ar fi produs 12 accidente rutiere soldate cu 3 decese și 14 persoane rănite. Ultimul caz s-a întâmplat în dimineața de 18 iunie pe strada Grenoble din capitală. Potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, după ce s-ar fi distrat toată noaptea, un tânăr de 21 de ani ar fi urcat obosit la volan și a lovit o femeie de 61 de ani chiar pe trecerea de pietoni. Impactul a fost fatal pentru victimă. O situație similară a avut loc în satul Hârbovăț din Anenii Noi. Accidentul rutier s-a soldat cu rănirea unei persoane. Audiat, șoferul a declarat că a adormit în timp ce conducea. Inspectorii de patrulare îndeamnă automobiliștii să nu urce obosiți la volan. O fetiță de 9 ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni. Accidentul rutier a avut loc în amiaza zilei de 19 iunie, în centrul orașului Slobozia, din stânga Nistrului. Fetița a fost accidentată de automobil în timp ce se întorcea de la școală. Potrivit miliției, la volanul mașinii se afla un tânăr în vârstă de 23 de ani. Ajunși la fața locului, milițienii au stabilit că în momentul producerii accidentului, semaforul din preajma zebrei nu funcționa. În urma impactului, copila a suferit diverse traumatisme și s-a lovit în regiunea capului. Aceasta a fost transportată de urgență la spital. În prezent, miliția investigează cazul. Tot pe 19 iunie, un alt șofer care se deplasa pe traseul Kamenka-Tiraspol a pierdut controlul volanului și s-a proiectat într-un copac de pe marginea drumului. Din fericire, automobilistul a scăpat nevătămat. Circumstanțele se stabilesc. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.